Bogat în calciu, iaurtul este o alegere ideală atunci când vrei să iei o gustare. Pe lângă faptul că este gustos, acesta are diverse calități pentru care merită să-l introduci în alimentația ta zilnică. Iaurtul este un aliment care încorporează aproape toate substanțele de care corpul tău are nevoie pentru a funcționa cum trebuie. Calciu, magneziu, potasiu, complexul de vitamine B, proteine, probiotice, toate acestea au un rol important în protejarea florei intestinale, a sistemului imunitar, dar și la creșterea masei osoase și la întărirea oaselor, pe care le protejează pe termen lung. Pe lângă valoarea sa nutritivă deosebită și gustul plăcut și răcoritor, iaurtul conține și principii antibiotice naturale, care omoară microbii cauzatori ai unor afecțiuni intestinale, cum ar fi salmonela și E. coli. Precizează dr. Cătălin Luca, medic primar generalist cu competență în medicină alternativă. Iaurtul poate fi preparat în casă din lapte și maia de iaurt, acea cultură de bacterii care produce fermentația laptelui. Într-un litru de lapte proaspăt se pun 2-3 lingurițe de maia și se ține 1-2 zile la cald. După acest interval, laptele se va prinde și din el oprim o cantitate mică ce va fi maiaua pentru următorul iaurt. Iaurtul consumat după sau chiar în timpul tratamentului cu antibiotice ajută la refacerea echilibrului natural al florei intestinale. Acesta este foarte indicat în tulburările digestive cu fermentații intestinale, în dispepsiile prin putrefacție, anorexie și vărsături. Mai mult, previne diabetul și ateroscleroza. Iaurtul este foarte eficient și pentru uz extern, pentru aplicații în caz de arsuri ușoare și dermatoze. Relatează click.ro.